Ce servicii oferă Clinica Med Europa? Radioterapie cu intenție curativă și paliativă, ce reprezintă fiecare? În câteva cuvinte și care este scopul? Oferă ambele servicii de care ați făcut menționare dumneavoastră, atât radioterapie curativă cât și radioterapie paliativă. Diferența între cele două constă, exact după cum spuneți, denumirea, în intenția lor. Cea curativă are ca viză vindecarea sau controlul local al bolii respective, pe când radioterapia paliativă are ca strict scop ameliorarea simptomatologiei, precum și prevenirea complicațiilor survenite în urma determinărilor secundare, metastazelor pe limbaj comun. Din fericire, a crescut proporția pacienților care vin pentru radioterapie curativă. Asta înseamnă că a crescut adresabilitatea și asta nu înseamnă că nu tratăm în continuare și pacienții cu radioterapie paliativă. Sunt și aceștia, din păcate, diagnosticați târziu sau cu boli care au progresat foarte repede și au ajuns în stadii care au depășit viza curativă, dar îmbucurător este că a crescut proporția celor cu intenție curativă. Da, și pacienții știu acum cam cu ce trebuie să vină, căror medici trebuie să se adreseze, da, au învățat de oncologul de teritoriu că trebuie să fie luați în evidență. Astea sunt lucruri îmbucurătoare. Care sunt cele mai frecvente localizări pentru care se face radioterapie? Cele mai frecvente localizări, cel puțin în experiența clinicii noastre, sunt cancerele pulmonare, colorectale, cancerul de sân, cancerul de col uterin, precum și multitudinea de cancere de sferă orele, care se împart în mai multe categorii, dar luate împreună constituie o proporție destul de mare din totalul cancerului pe care le tratăm aici. Sunt niște pași pe care îi parcurge pacientul când intră prima oară în clinică. Exact. În primul rând, pacientul este văzut de un oncolog, da? După ce are diagnosticul de certitudine. Acesta se pune pe baza buletinului histopatologic, în marea majoritate a cazurilor. Sunt puține excepții, dar regula de bază aceasta este. Trebuie să avem diagnostic de certitudine oncologic. Da? Deci aici intervine anatomopatolog. Apoi medic-oncolog este managerul de caz al pacientului și apoi comisia, sau mă rog, abordarea multidisciplinară este completată de către chirurg-oncolog și de către radioterapeut, plus, minus, psiholog, chiar în funcție de particularitățile cazului, dar și alte specialități. Toată munca acestor oameni se finalizează cu o recomandare sau cu ce? Exact. Tot acest efort de echipă se finalizează cu comisia oncologică, da, unde participă toți acești medici pe care i-am menționat. Se ia de comun acord o decizie, astfel încât să se reducă la minim riscul de a lua o decizie greșită. Într-un fel este și un mecanism de verificare. Orice medic poate să greșească, dar mai mulți ochi ajută la luarea unei decizii optime pentru pacientul respectiv, pentru patologia sa, stadiul bolii și așa mai departe. Spuneți indicație terapeutică, nu? Exact, exact. Decizie terapeutică, da. După asta, pacientul are libertatea să-și aleagă ce clinică dorește sau ce centru de terapie dorește. În principiu, da. Da. După terapie ce pacient... de proximitate sau de zonă. Sigur, pacientul este liber să aleagă, inclusiv medic-oncolog și îl poate schimba în orice moment. Da? Odată ce are indicația respectivă, pacientul poate să-și aleagă atât medic-oncolog cât și clinica de radioterapie, unde trebuie să facă, dacă are indicație, sigur. Da. Ce acte trebuie să conțină dosarul medical al pacientului care ajunge prima dată la clinica dumneavoastră? În mod ideal, pacientul care ajunge la un prim consult de radioterapie ar trebui, în primul rând, să aibă diagnostic de certitudine de cancer, tumoră solidă în speță, da? Pentru că sunt și cancere hematologice, nu vorbim despre acestea, pentru că nu tratăm decât tumori solide noi aici. Deci, diagnostic de certitudine, care este dat de rezultatul histopatologic, fie de la biopsierea formațiunii respective, fie un rezultat histopatologic postoperator, dacă pacientul a fost operat, da? Asta odată. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l aibă, să fie luat în evidență oncologică, adică un oncolog să știe despre cazul dumnealui, și investigații imagistice cât mai recente. Ar fi ideal să aibă pacientul la o primă prezentare la consult. Ce fel de recomandări medicale trebuie să aibă pacientul ca să beneficieze de radioterapie? De la ce fel de medici, ce fel de specialist? În principiu, dacă pacientul, v-am spus, are un diagnostic oncologic, este o tumoră solidă și se întrunește ulterior comisia de care v-am spus mai devreme, decizându-se indicația de radioterapie a pacientului respectiv, după aceea el poate să înceapă tratamentul. Există liste de așteptare? Acum sunt liste de așteptare, într-adevăr, pentru că sunt foarte mulți pacienți, în special din județele apropiate de Constanța, acesta fiind singurul centru din zonă. Din păcate sunt și liste de așteptare, însă facem tot efortul ca să
tratăm pe toți cei pe care putem să-i tratăm fără a face rabat de la calitate. E foarte important să faci un tratament corect în radioterapie. Este o terapie loco-regională țintită, da? Durata medie a unui tratament, așa, cam care ar fi? Vă referiți aici la durata totală. Numărul de ședințe presupună... Variază, da? La radioterapia paliativă, unde scopul este atingerea ameliorării unor simptome cât mai repede, tratamentul durează mai puțin, evident. Scopul este să ameliorăm calitatea vieții pacientului, să aibă viață cât mai apropiată de normală în cât mai scurt timp, da? La celelalte tipuri de cancer, în funcție de histopatologie, pot varia între, să zicem, 25 de ședințe, asta înseamnă 5 săptămâni, până chiar la 39 de ședințe, deci foarte mult timp, aproape 8 săptămâni. Da, exact. Există posibile reacții adverse care trebuie gestionate în regim de spitalizare de zi? Sigur, da, și pacienții noștri sunt instruiți în sensul acesta. Reacții locale există, da, ca la orice tratament, la nivelul tegumentelor, da, fasciculul de fotoni străpunge tegumentul ca să ajungă la volumul țintă pe care vrem să-l iradiem, precum și alte simptome în funcție de localizarea tumorii, da? Dar care pot fi manageriate. Important este pacientul să fie educat, să știe despre ele, să ia măsuri din timp și să anunțe medicul imediat ce un nou simptom apare. Cât durează o ședință într-o zi? O ședință durează destul de puțin, între, să zicem, 4 și 7-8 minute, da? După ce pacientul este poziționat. La fel, în funcție de tehnica folosită, IMRT sau VMAT, da? Care sunt tehnici înalt conformaționale, în funcție de numărul, să zicem, de localizări, se pot trata și mai multe în același timp, dacă vorbim despre metastaze osoase, să zicem, și de statusul de performanță al pacientului. Da? Contează foarte mult cât de mobil este pacientul, trebuie să avem grijă cu poziționarea, trebuie să fie făcută corect și toate astea necesită timp. Dar în medie, să zicem, cu tot cu poziționare, cam 10 minute durează o ședință de radioterapie. O dată la câte zile se repetă ședința? Ședințele de radioterapie se fac zilnic, de luni până vineri, da, fără întrerupere. E foarte important acest aspect. Pauzele sunt doar sâmbătă și duminica. Cu ce considerați că se deosebește MedEuropa în comparație cu alte centre de radioterapie? Să vorbim puțin de conceptul de radioterapie de calitate. Exact cum vă spuneam și mai devreme, conceptul de radioterapie de calitate implică, în primul rând, timp acordat pacientului și pornește de la momentul diagnosticului, cu discutarea cazului în comisia oncologică, da? Această abordare multidisciplinară, până la timpul acordat în timp, consultației, da? Primei întâlniri cu pacientul, precum și planificării, da, poziționării și ședințelor de radioterapie propriu-zise. Deci toate astea necesită timp pe care noi îl acordăm fiecărui pacient, astfel încât să ne asigurăm că livrăm un tratament corect și reproductibil de la ședință la ședință. Cum poate lua pacientul legătura cu clinica dumneavoastră? Trimite prin e-mail niște date preliminare sau sună direct sau e programat sau cum se întâmplă? Pacientul poate să ia legătura cu noi prin toate aceste mijloace, după care este contactat de recepție. În principiu telefonic este cel mai simplu, pentru că în felul ăsta confirm și faptul că pacientul dorește un consult, se programează și apoi este foarte facil să fie programat și să vină la un prim consult. Ce nu se poate face? Nu se pot trimite documente medicale prin aceste medii, pentru că este important, cum am spus mai devreme, pacientul să ia contactul cu medicul și este un contact fizic. Este o disciplină clinică, radioterapia, trebuie să vezi pacientul, să știi ce tratezi. Un lucru cred că aș putea să-l menționez și anume că tocmai și având legătură cu ce spuneam mai devreme, pacienții trebuie să înțeleagă că acești timp de așteptare sunt tocmai în interesul lor, da? Ca să beneficieze de un tratament corect. Dacă există liste de așteptare sau dacă durează un pic mai mult din momentul care se prezintă pentru prima dată până la începerea efectivă a tratamentului, trebuie să înțeleagă că tot acest timp este în interesul lui ca să luăm o decizie cât mai optimă pentru boala dumneavoastră. Fiecare pacient este unic, nu există boli, ci bolnavi.